documente pentru refugiați. Centrul modern pentru persoane cu afecțiuni la Comana. Au intervenit pentru stingerea unui incendiu la stadionul Dunărea din municipiu. Deși nu au fost victime, pompierii au avut ceva de lucru cu domolirea flăcărilor. Făcut parte dintr-un exercițiu. În jurul prânzului la stadionul Dunărea au sosit în mare viteză două autospeciale de lucru cu apă și spumă. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit în interiorul corpului administrativ al stadionului. Reprezentat decât un exercițiu pe care pompierii îl desfășoară periodic, pentru că în situația unui incendiu real să știe unde se află hidranții, panourile electrice și posibilitățile de evacuare a victimelor. În această dimineață a avut loc un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, organizat de detașamentul de pompieri Giurgiu la stadionul din municipiu. A fost simulat un incendiu la corpul
pregătirii personalului operativ și se execută cu scopul perfecționării de prinderilor necesare intervenției în situații reale. Tot astăzi a avut loc un exercițiu al gărzii de intervenție cu Colibai și la școala din comună. Deși exercițiul de la stadion nu a fost de lungă durată, echipa operativă care a participat la simulare a respectat toate procedurile unei intervenții în caz de incendiu, mai ales atunci când este vorba de victime sau pagube materiale. Cetățul Giurgiu beneficiază de astăzi de un nou centru destinat persoanelor cu diverse afecțiuni, precum și celor cu dizabilități. Serviciile oferite în cadrul centrului sunt de tip respiro, mai exact, centrul de îngrijire oferă pe termen scurt servicii complexe de tip găzduire, masă, consiliere psihosocială și psihiatrică. Astăzi, din comuna a fost inaugurat un nou centru de tip respiro destinat persoanelor adulte care suferă de diverse afecțiuni, precum și celor cu dizabilități. Respiro este un serviciu care oferă în cadrul unui centru specializat în îngrijire și supraveghere 24 de ore din 24 persoanelor care fac parte din această categorie. O persoană cu probleme poate fi găzduită aici pe o perioadă de minim 3 zile și maxim 30 de zile. În cadrul centrului, cei găzduiți beneficiază de complexe de tipul găzduire, masă, consiliere psihosocială și psihiatrică. Centrul este unul destul de modern ca și concept. Europa de Nord și în partea anglosaxonă Europei foarte răspândit. În România încă nu a existat
are o maturitate de peste 20 de ani în a oferi servicii cu opțiuni sociale și atunci bine, pentru că el s-a înființat practic la cercerea familiilor. Adică există o presiune foarte veche a părinților. Unii sunt destul de în vârstă, între ghilimele care au 30-40 de ani și sunt îmbolnavi cronici și sunt foarte obosiți de a purta de grijă și atunci ne-am gândit să-i ajutăm. De
este numărul de disponibil de 4 pe care îl avem, dar noi credem că cu puțin organizare putem să succedăm, adică se poate roti numărul de persoane în așa fel încât să servim zona aceasta, poate și Bucureștiul care este destul de dezechilibrat din punct de vedere al serviciilor la populația pe care o are. Iar Giurgiu este foarte, adică Comana este foarte aproape de București, la 40 de kilometri, e destul de facil și pentru București să profite de acest serviciu. Odată cu deschiderea centrului au fost create și 11 locuri de muncă, iar angajații provin din comuna Comana și sunt specializați în domeniu. Cei interesați de serviciile centrului pot apela la numărul de telefon 024 6 2 8 3 5 1 7 sau pot trimite un mail pe adresa respiro@estuar.org. Centrul Respiro din Comuna Comana, județul Giurgiu, a fost lansat în cadrul proiectului 6 egale la angajare pentru persoanele vulnerabile, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în care partenerii sunt fundația Estuar, organizația suedeză pentru ajutor individual și fundația Tinerețe fără bătrânețe. Crucea Roșie a trimis ajutoare pentru taberele pentru refugiați amenajate în județul Timiș. Imigranții au primit corturi, paturi, saci de dormit, alimente și produse de igienă. Dacă va fi cazul, Crucea Roșie va trimite în tabere voluntar din toate județele, inclusiv din Giurgiu. Societatea Națională de Cruce Roșie din România participă la organizarea
da o formă de protecție în țara noastră. Organizația a trimis corturi, paturi, sadaci de dormit, alimente și produse de igienă pentru persoanele care vor fi adăpostite în două tabere amenajate în județul Timiș. La solicitarea venită din partea Ministerului Crucea Roșie Română s-a deplasat în județul Timiș, unde s-au montat peste 86 de corturi ale Crucii Roșii Române, 249 de paturi pliante, 1956 de staji de dormit, 1000 de pachete alimentare și 940 de pachete igienice. Dacă situația o va impune, Crucea Roșie va trimite mai mulți voluntari în taberele pentru refugiați. În acest caz, fiecare județ va participa cu un număr din cadrul detașamentelor pentru situații de urgență. Amenajarea acestor tabere pentru refugiați în județul Timiș face parte dintr-un exercițiu de testare a capacității operaționale de răspuns a autorităților române în fața fluxului de refugiați înregistrat în statele din vecinătatea României. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne. Direcția Generală Anticorupție a elaborat ghidul de informare pentru cetățeni în relația cu structurile Ministerului Afacerilor Interne. Ghidul poate fi accesat și în format electronic, iar cei interesați pot afla inclusiv informații despre cum pot reclama o faptă de corupție. Ghidul elaborat de Direcția Generală Anticorupție sumează peste 100 de pagini și cuprinde
și despre toate instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Conceperea ghidului, care poate fi accesat și informat electronic pe site-ul Direcției Generale Anticorupție, este justificată de către autori prin faptul că, deși foarte multe informații pot fi obținute din mediul online, de cele mai multe ori acestea nu sunt accesibile oricui. Poate fi considerat un instrument de prevenire ce pune la dispoziția cetățenilor informații utile de ordin legislativ și instituțional, respectiv lista documentelor pentru eliberarea unui act administrativ, termene, taxele aferente, specimene și altele. Totodată, ghidul prezintă principalele infracțiuni de corupție ce pot fi săvârșite atât de către funcționarii publici cât și de cetățeni prevăzute de codul penal și legea 78/2000. De altfel, pe fiecare pagină a ghidului cititorii pot vedea numărul de telefon 0800 806 806, apelabil din orice rețea și destinat tuturor celor care vor să se sesizeze fapte de corupție ale Ministerului Afacerilor Interne. Materialul a fost tipărit cu sprijinul Centrului de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale Centras. În 6.000 de exemplare ce vor fi diseminate la nivelul teritorial de către structurile județene anticorupție. Potrivit raportului anticorupție al Comisiei Europene dat publicității din februarie 2014 pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, în România mica corupție rămâne o problemă semnificativă, chiar dacă s-au înregistrat rezultate pozitive în ceea ce privește cazurile de corupție la nivel înalt. Toamna a început bine pentru
Bibliotecii Județene a anunțat astăzi organizarea unui salon de toamnă care va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 12 la sediul Bibliotecii din Șosoaua București. Evenimentul va prilejui lansarea a 4 volume, între care și unul ce cuprinde două cărți ale lui Nicolae Crevedia. Organizăm un salon de toamnă al prilej cu care vom lansa mai multe volume. Unele dintre ele unor clasici, unui clasic al literaturii din fericire Giurgiu Vean, este vorba de Nicolae Crevedia. Fumul petardelor
aparținând scriitorului Dan Claudiu Tănăsescu. Doamna nu a început la 1 septembrie, așa cum se crede, ci începe de astăzi. Asta pentru că în acest an echinocțiul s-a produs în data de 23 septembrie, moment ce marchează începutul toamnei astronomice. Ziua a devenit egală cu noaptea, iar de acum noaptea se va mări până la solstițiul de iarnă din decembrie. Începutul ultimei decade a lunii septembrie este momentul echinocțiului de toamnă, când soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisferea cerească nord. Anul acesta, evenimentul a avut loc astăzi la ora 11:20. Odată cu producerea echinocțiului de toamnă numit și punct autumnal, marcăm astronomice. Din acest moment, soarele va răsări și va pune chiar în punctele cardinale est și vest, durata zilelor fiind astfel egală, cu cea nopților. Potrivit astrologilor, începând de azi, toamna intră pe deplin în drepturi. Durata zilelor va continua să scadă, iar cea nopților să crească. Până la data de 22 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă.
transforma ușor într-o viață petrecută în interiorul propriilor locuințe până la venirea primăverii. De echinocțiu sunt legate foarte multe tradiții și credințe, de unele dintre ele foarte vechi și încă respectate. În vechime, oamenii posteau o săptămână înainte de începerea culesului în Podgorii. Cei mai în vârstă respectă și acum ritualul și cheamă preotul pentru a săvârși o scurtă rugăciune. Potrivit tradiției, până la echinocțiul de toamnă trebuie adus toate plantele de leac. Echinocțiul este și un moment de terapie pentru plantele pământului, care pot fi ajutate să dea rod bogat anul viitor. Momentul de judecată pentru târătoare insecte care trebuie să intre în pământ până la începutul toamnei astronomice. Viețuitoarele care în cursul anului vor rămâne pe din afară și vor îndura frigul iernii. Județul Giurgiu este pe penultimul loc în România în ceea ce privește speranța viață și nu stă mai bine nici în ceea ce privește locurile de muncă sau nivelul de trai. O astfel de statistică a fost prezentată în urmă cu două zile de către prim vicepreședintele Andreea Paul la o întrunire a liberalilor ce a avut loc la Mihăilești. Giurgiu venit trezit mai puțin decât locuitorii altor județe, cu din județul Satu Mare. Astfel, la capitolul Speranță de viață, județul Giurgiu se află pe penultimul loc la nivel național. Speranța de este una dintre
din punctul de vedere al speranței de viață. După sau mai bine înainte de județul Satu Mare. Județul Satu Mare este pe ultimul loc ca speranța de viață în România, iar Giurgiu este penultimul județ. Nici în ceea ce privește locurile de muncă, județul Giurgiu nu are o situație mai bună. Șomajul decât la nivel național. Doar 12 persoane din 100 de giurgiuveni salariați. Asta înseamnă de două ori mai puțin față de media națională. Nu există alt din sărăcie decât munca. Pe lângă faptul că giurgiuveanul trăiește puțin, veștile proaste nu se opresc aici. Salariul mediu la nivelul județului Giurgiu de 1.382 de lei este cu o treime mai mic decât media pe țară, care este de 1.806 lei. Din Toporăuți, un statuc de vis, cum era văzut de localnici și de acolo a venit pe lume cea care a fost înzestrată cu o voce de aur și meritul de a îngriji și conserva folclorul românesc. Sofia a fost adusă după numele părinților, este cea care a mutat în Vicovu de jos, a primit numele de scenă Sofia Vicoveanca. Maestria sa interpretativă și apropierea de valorile folclorului
3 septembrie 1941 în Toporeuți, Bucovina de Nord, un sătuc de vis, cum era apreciat înainte de a fi încăput pe mâna rușilor în 1940. Din zona Cernăuților, din Bucovina, cea frumoasă și plină de tradiții, din întinsa Moldova, iată de unde ești trage, se va maestria interpretativă a celei care mutată mai la sud de satul natal după anexare în Vicovul de jos a îndrăgit folclorul înduși numele de scenă Sofia Vicoveanca. Setea de a culege, păstra și transmite pe mai departe autenticile valori ale folclorului românesc au călăuzit pe Sofia pe tot parcursul carierei.
sentimentul de străinătate devine necunoscut, căci și Moldova de dincolo de Prut, artista fie că o face doar prin cânt, poate să-și mai aline dorul față de meleagurile natale. Astăzi aflate pe teritoriul Ucrainei. De categorii mici de vârstă este întrecerea la care au fost prezente peste 90 de tinere palete din întreaga țară. La competiția de la Bistrița de rulată pe 18 și 19 septembrie au luat parte și componentele clubului sportiv municipal Dunărea Giurgiu. Deși a lăsat impresia că și-ar fi dorit mai mult de la elevele sale, antrenorul Giurgiu Angel Corbus a declarat mulțumit de rezultatele obținute. Tenisul de masă Giuveana a fost bine reprezentat la Bistrița de către practicantele acestei discipline din cadrul clubului sportiv municipal Dunărea Giurgiu. Aceasta a fost concluzia antrenorului Angel Corbu la două zile după sosirea de la competiția rezervată fetelor de până în 10 ani. Deși comportarea
Maria Pălângeani și Maria Stănescu l-au mulțumit pe antrenorul acestora odată cu amănuntele furnizate de tehnicianul jucătoarelor Giurgiu Venen în competiția din 18-19 septembrie cu Orbu a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit mai mult decât au obținut micile sale elefe. Cele 2000 cuse de 8 ani. Nu și Stănescu Maria au avut o comportare deosebit de bună, deci a participat în grupurile preliminare de informare. Au jucat câte 5 meciuri prin care 3 au câștigat, 2 au pierdut. Din păcate, în faza următoare s-a calificat primele 2 clasate. Foarte mulțumit de cele 2000 cuse, iar cealaltă mare, Bănarul Maria, a pierdut un optim cu 3-2 la o jucătoare la CSS. Acasă, la sediul clubului, continuau antrenamentele sportivilor îndrăgostiți de tenisul de masă, pentru că reprezentanții CSM-ului din orașul nostru se care va avea loc la Giurgiu în sala polivalentă John C. Hardy de joi 24 până duminică 27 septembrie. În Giurgiu, mai precis la Ivanta Zihari va avea loc tuturul campionatului național Divizia B de seniori. Vor participa la băieți 16 echipe în poziție în două grupe și o serie de fete de 8 echipe. Fie
antrenorul Giurgiu Giuvean să aibă parte de satisfacții din partea celor pe care îi pregătește. Avem acum și o informație de ultimă oră din fotbal. Învins cu scorul de 5-0. Echipa Unirea Brânceni în 16-5-le cupe României. Astfel, Astra Giurgiu s-a calificat în 8. Enache Alibec și un hat-trick realizat de Roșu. Imagini de la partidă puteți urmări în jurnalul TV Giurgiu de joi seară. Să urmărim despre vreme. Atmosferică
metri